Iată titlurile acestei ediții. Momente de groază pentru un bărbat de 59 de ani din Capitale. Acesta a căzut în gol de la etajul 6 pe copertina de la intrarea în blocul locativ. Weekendul accidentelor de groază în țară, 3 persoane, inclusiv un copil, au decedat, iar alte 8, printre care 4 minori, au ajuns la spital. Incendiu devastator în raionul Anenii Noi, peste 20 de hectare de orz și 30 de hectare de grâu au fost nimicite de flăcări. Urmărire ca în filme prin două sate din nordul țării, un minor aflat la ghidonul unei motociclete a pus pe jar oamenii legii. Descindere în sudul țării, 2 polițiști, dar și un intermediar au fost reținuți pentru luare de mită. Momente de groază pentru un bărbat de 59 de ani din Capitale. Acesta a căzut în gol de la etajul 6, direct pe copertina de la intrarea în bloc. Incidentul nefericit s-a produs pe strada Alecu Ruso din Capitale în amiaza zilei de 10 iulie. La fața locului au intervenit imediat salvatorii, care au urcat pe copertină și au coborât bărbatul cu ajutorul scării culisabile. În urma căzăturii, victima a suferit fracturi la membrele inferioare și era în stare de șoc traumatic. Bărbatul a fost predat medicilor de pe ambulanță și transportat la Institutul de Medicină Urgentă din Capitale pentru îngrijiri medicale. Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt de la instituția medicală unde a fost dus bărbatul, Dorina Arsene, ne-a declarat că la moment starea pacientului este extrem de gravă. Deocamdată nu se cunosc circumstanțele exacte în care a căzut bărbatul de la etajul 6. Oamenii legii investighează cazul pentru a stabili cum s-a produs tragedia. Weekendul accidentelor grave în țară, 3 persoane, inclusiv un copil, au decedat, iar alte 8, printre care 4 minori, au ajuns la spital. Prima coliziune s-a produs între localitățile Stepsoci și Chiperceni din raionul Orhei în data de 8 iulie. Acolo, un șofer de 53 de ani, care avea 4 pasageri, o femeie de 30 de ani și 3 copii de 13, 8 și respectiv 2 anișori, nu ar fi adaptat viteza la condițiile meteo, iar când a ajuns într-o curbă periculoasă, a pierdut controlul volanului, ieșind pe contrasens. În rezultat, vehiculul s-a tamponat frontal cu un automobil condus de un bărbat de 45 de ani. În urma impactului, șoferul, care a ieșit pe contrasens, femeia de 30 de ani și unul din copiii de 13 ani aflați în acea mașină au decedat la fața locului. Ceilalți 2 copii, dar și pasagera și șoferul din cealaltă mașină au fost duși la spital. În aceeași seară, micuții de 2 și respectiv 8 anișori au fost transportați la Institutul Mamei și a Copilului din Chișinău. Starea lor este extrem de gravă, cel mai mic fiind în comă. Pacientul de 2, starea lui este mai gravă, deci este în comă. Pacientul de 8 este conștient, dar starea este gravă, grav stabilă. Rămân în continuare în secție de reanimare. Femeia ajunsă la spital a fost internată cu multiple plăci ale corpului. Starea acesteia este de gravitate medie. Bărbatul a fost externat. Un alt accident grav a avut loc în apropierea localității Buțeni din raionul Hâncești în aceeași zi. 2 femei și 2 copii au fost duși la spital. Totul s-a petrecut după ce un tânăr de 20 de ani, care avea și o pasageră de 18 ani, a pierdut controlul volanului din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Acesta s-a tamponat în rezultat cu o mașină condusă de un cetățean al Ucrainei de 37 de ani. În vehicul era și o femeie de 36 de ani și 2 copii de 2 și respectiv 5 anișori. Mama și micuții, dar și tânăra de 18 ani din cealaltă mașină au fost transportați la spital. Iar în data de 9 iulie, fix la miezul nopții, o coliziune gravă s-a produs în centrul Capitalei, la intersecția dintre bulevardul Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodoni și strada Alexei Mateevici. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord. În imagini se poate observa cum un șofer, care s-a constatat ulterior că are 40 de ani, virează la stânga, el având prioritate, moment în care este lovit în plin de un taxi care nu a oprit în față indicatorului stop. Mașina de taxi era condusă de un bărbat de 38 de ani. În urma impactului, taximetristul a ajuns la spital cu diverse traumatisme. Toate cazurile sunt în proces de examinare.
Incendiu devastator în raionul Anenii Noi. Peste 20 de hectare de orz și 30 de hectare de grâu au fost nimicite de flăcări. Pompierii au fost alertați în jurul orei 14 pe 9 iulie, precum că un incendiu de vegetație s-a răspândit asupra 3 lanuri cu cereale în apropiere de satul Calfa. Potrivit datelor recepționate, o suprafață extinsă de vegetație uscată a fost cuprinsă de flăcări, iar din cauza vântului, focul s-a răspândit cu repeziciune asupra terenurilor agricole. Pentru lichidarea focarelor de ardere la fața locului au intervenit 6 echipaje de pompieri. Intervenția la lichidarea focarelor de ardere a durat circa 5 ore. Incendiul a fost lichidat complet la ora 18:45 de minute. Potrivit datelor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în urma arderii, focul a nimicit 26 de hectare de orz și 31 de hectare de grâu. Totodată au fost distruse și 11 hectare de vegetație uscată. Cauza izbucnirii incendiului, dar și prejudiciile materiale cauzate, se stabilesc. Urmărire ca în filme prin două sate din nordul țării. Un minor aflat la ghidonul unei motociclete a pus pe jar oamenii legii după ce nu s-ar fi supus cerințelor polițiștilor de patrulare de a opri. Imagini de la fața locului au fost surprinse de localnici care le-au plasat mai apoi pe rețelele sociale. Potrivit poliției, totul s-a petrecut în satul Pelinia, raionul Drochia. Un echipaj de patrulare a somat motociclistul să oprească pentru verificări. Acesta, care avea și un pasager la bord, a ignorat însă cerințele polițiștilor, dând bir cu fugiții. Oamenii legii s-au luat după el, încercând de mai multe ori să oprească conducătorul. Urmărirea a continuat pe o distanță de mai mulți kilometri până în localitatea Singureni din raionul Râșcani, unde motociclistul a fost în cele din urmă stopat. La ghidonul motocicletei s-a dovedit a fi un băiat de 16 ani, originar din Pelinia, care nu deține dreptul de a conduce. În timpul urmăririi, minorul nu se afla singur, ci avea și un pasager. În cele din urmă, oamenii legii au reținut motocicleta la parcarea specială din municipiul Bâlți. Întrucât șoferul motocicletei este minor, oamenii legii au citat părinții acestuia pentru a documenta cazul. Descinderi matinale în sudul țării. Mascații Centrului Național Anticorupție au efectuat mai multe percheziții la Inspectoratul de Poliție din Ceadărlunga, dar și în alte 7 locații. Acțiunile au fost inițiate într-un dosar de corupere pasivă în care sunt vizați 2 polițiști și un angajat al Serviciului de Asistență Medicală Urgentă din localitate, care avea rol de intermediar. Potrivit ofițerilor anticorupție, cei 2 polițiști din Ceadărlunga ar fi pretins și primit 350 de euro de la un șofer după ce le-au prins băut în stare de ebrietate. În schimbul banilor, aceștia i-au promis să nu-l documenteze. Suma de bani a fost transmisă sub controlul CNA și al procurorilor, iar în dimineața de 10 iulie, ofițerii au efectuat 8 percheziții autorizate în 8 locații, inclusiv în sediul Inspectoratului de Poliție Ceadărlunga, dar și acasă la suspecți. De la fața locului au fost ridicate diferite sume de bani în valută și monedă națională, dar și 2 arme deținute legal. La moment, acțiunile de urmărire penală continuă, cele 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore și urmează a fi plasate în izolatorul de detenție provizorie. În context, Inspectoratul General al Poliției a venit cu o reacție la cazul în care sunt vizați cei 2 oameni ai legii. Conducerea IGP a precizat că nu va tolera astfel de ilegalități în rândul angajaților și va examina acțiunile acestora inclusiv prin prisma disciplinei de serviciu. Un bărbat de 48 de ani din raionul Fălești își va petrece următorii 12 ani după gratii, fiind recunoscut vinovat de omor. Deși a pledat nevinovat, procurorii au reușit să-i demonstreze vina. Astfel, potrivit materialelor cauzei, crima s-a produs pe 2 februarie. Victima și suspectul s-ar fi luat la ceartă pe un drum de țară din cauza că nu ar fi putut împărți o sticlă cu vin. Bănuitul i-ar fi aplicat amicului său de pahar multiple lovituri, inclusiv în zona capului, cu o cheie multifuncțională din metal. Din cauza leziunilor corporale cauzate, victima a decedat la scurt timp la fața locului. De cealaltă parte, acuzatul susținea că după ce au consumat alcool la un prieten comun, au adormit. Victima l-ar fi trezit din somn și i-a pretins niște bani, încercând să-l strângă de gât, iar el doar s-ar fi apărat. A invocat că lovitura de la cap, victima ar fi obținut-o din cauza că a căzut de pe o scară. Pe toată durata anchetei, bărbatul s-a aflat în arest preventiv, măsură menținută până la intrarea deciziei în vigoare. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Bâlți. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt.
Ghinion pentru un șofer din Capitale, peste mașina acestuia s-a prăbușit un copac chiar în curtea unde era parcat vehiculul. Potrivit proprietarului, care a postat imaginile cu automobilul distrus pe internet, totul s-a petrecut pe strada Unisifor Ghibu din sectorul Buiucane al Capitalei. Potrivit lui, acel arbore ar avea în jur de 50 de ani. Se pare că acesta nu a rezistat vântului puternic din acea seară, s-a rupt și a căzut peste mașină, făcând dozob. Acum proprietarul cere autorităților municipale explicații de ce arborele nu a fost defrișat anterior, pentru a putea fi evitat o astfel de situație. Până în prezent, reprezentanții întreprinderii Spații Verzi nu au comentat incidentul. Amintim că acum o săptămână un alt copac s-a prăbușit în curtea liceului Mihai Eminescu din sectorul botanic al Capitalei. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit în urma incidentului. Reținere în lanț pe străzile Capitalei. Doi tineri au ajuns pe mâna carabinierilor și totul din cauza comportamentului lor suspect. Primul caz a avut loc pe strada Vasile Alexandria, acolo un tânăr și-ar fi schimbat brusc direcția de mers, imediat cum a dat ochii cu oamenii legii. Comportamentul suspect de care a dat dovadă a fost temei pentru stoparea lui și efectuarea verificărilor. Drept urmare, s-a constatat că tânărul are 29 de ani și este anunțat în căutare pentru furt. Prin urmare, acesta a fost dus la poliție. Într-un alt caz, un echipaj de carabinieri care patrula în sectorul Ciocana al Capitalei a reținut un alt tânăr cu droguri asupra sa. Mai mult, el a recunoscut că a și consumat recent substanțe narcotice. Și de această dată, individul a fost dus la inspectorat pentru a fi continuate cercetările. Operațiune de salvare neobișnuită în Capitale. Un băiețel micuț a observat un porumbel aflat în dificultate și a rugat adulții să cheme pompierii. Incidentul s-a produs pe strada Cuza Vodă din sectorul botanic al Capitalei pe 9 iulie. Băiețelul se juca în curtea blocului când a observat hulubul. Pentru că nu-l putea salva de unul singur, copilul a rugat adulții să apeleze la pompieri. Salvatorii au venit la fața locului și au intervenit pentru a salva porumbelul. Mai apoi i-au permis micuțului, căruia i s-a făcut milă de pasăre, să o mângâie înainte de a o elibera. Ploile abundente și vântul puternic de la sfârșitul săptămânii trecute au devastat unele raioane din regiunea transnistreană. Potrivit presei locale, pompierii au intervenit în 11 situații în orașul Tiraspol, dar și raioanele Bender, Kamenka, Dubăsar și Slobozia, după ce rafalele de vânt au doborât copaci și crenci la pământ. De asemenea, de ajutor au avut nevoie și mai mulți automobiliști împotmoliți în nămol. În raionul Slobozia, de exemplu, salvatorii au târât mai bine de 3 km un automobil a cărui șofer era cu mașina în câmp când a început ploaia. Un alt caz similar a avut loc și în raionul Grigoriopol, unde pompierii au scos un alt vehicul de pe un drum de țară între câmpuri. Preliminar, intemperiile s-au soldat fără persoane traumatizate. Dacă ai fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, expediază imaginile la adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.